Campania gratuită de sterilizare și microcipare a animalelor de companie, care a avut loc în data de 8 august, a fost o reușită prin prisma numărului mare de câmpulungeni, care au dat curs invitației de a-și aduce câinii și pisicile pentru intervenția chirurgicală. Primăria Câmpulung anunță că în urma colaborării cu adăpostul de câini de la Zmeura, s-a luat decizia ca alte trei acțiuni similare să aibă loc în municipiul Câmpulung în zilele de 6, 13 și 27 septembrie. Vor fi disponibile trei caravane în intervalul orar 10 15, poziționate astfel: Zona parcare Bazin în Otgrui, zona Școlii Gimnaziale Teodor Aman din cartierul Vișoi și parcarea din zona Școlii Gimnaziale Oprea Iorgulescu din spatele Bibliotecii Municipale. Capacitatea fiecărei caravane este de 20 de animale, motiv pentru care câmpul câmpulungenii sunt invitați să facă programare la numărul de telefon 0785 229 054. Ultima astfel de campanie a fost încununată cu succes. Câmpulungenii au răspuns inițiativei autorităților locale și au fost sterilizate și microcipate 54 de animale. Targetul pentru cele trei acțiuni din luna septembrie este de 180 de animale care să treacă prin procedura chirurgicală.